să deschidem Sfânta Carte Biblia la Evrei, capitolul 11, versetul 32, și apoi ne vom duce la Cartea Judecător, la capitolul 11. Citim. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel, și de proroci. Judecători 11. Iefta, Galaditul, era un om viteas. El era fiul unei curve, Galad, născuse pe Iefta. Nevasta lui Galad i-a născut fi, care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și i-au zis, tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Efta a fugit de la frație lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătăi s-au strâns la Efta și făceau plimbări cu el. După câtva timp, fiul lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiul lui Amon făceau război cu Israel, Bătrânii Galadului s-au dus să caute pe Efta din țara Top. Ei au zis lui Efta: vină de fi căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Efta a răspuns bătrânilor Galadului, nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din tatăl meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtoarare? Bătrânii Galadului au zis lui Efta: ne întorcem la tine acum, ca să mergi cu noi, să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Efta a răspuns bătrânilor Galadului, dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și dacă Domnul îi va da înaintea mea, voi fi eu oare căpetenia voastră? Bătrânii Galadului au zis lui Iefta, Domnul să ne audă și să judece dacă nu vom face ce spui. Și Efta a pornit cu bătrânii Galadului. Poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie. Și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise: Amin. Vă rog să o luați loc. M-am oprit aici, întreg capitolul 11, e dedicat acestui mare om pe care l-a avut Israelul, și anume Efta. Continuăm incursiunea noastră, frați și surori și toți cei care sunteți împreună cu noi online, Dumnezeu să vă binecuvânteze, în istoria acestor mari bărbați. De care Dumnezeu s-a folosit în vremurile trecute. În Evrei 11 este lista aceasta a eroilor, a oamenilor care, prin credință, au făcut lucruri mari, lucruri mărețe. Ja trecută a fost prezentat omul acesta, Samson. Cu ceva timp s-a vorbit de barac. Și de Gideon, și așa mai departe. Lista asta, marilor oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Și, așa cum ați observat, anul acesta au fost multe, multe personaje biblice ca temă pentru slujbele de duminică. Oameni de care Dumnezeu s-a folosit și de la care noi avem ce să învățăm. Dacă aș întreba despre Iefta, acum mai toți ați putea spune cine a fost el așa în mare. Dar vedeți, trăim vremuri când foarte mulți oameni nu mai citesc Scriptura, nu analizează lucrurile care sunt în Scriptură și tot mai puțin știu despre acești oameni care au altă dată au făcut lucruri mari, lucruri măreți. Dumnezeu a lăsat, prin Duhul Său cel Sfânt, ca scriitorii Bibliei să includă în cărțile lor pe acești oameni, ca ei să rămână pentru noi exemple de credință, exemple de trăire. Dacă vreți, exemple de comportare în lumea în care noi trăim. Fiecare a trăit într-o epocă în care s-a. Întâlni cu fel și fel de lucruri. Cum de altfel și noi ne confruntăm cu ele. Provocările pe care le-au avut ei în vremea respectivă, avem și noi. Provocări, poate asemănătoare, poate de altfel, dar ce este important e ca în orice situație, în orice vreme, să fim noi acei oameni care să rămânem conectați, dacă așa va fi tema asta la tineret, cu Dumnezeu, cu cerul. Indiferent de prețul pe care noi trebuie să-l plătim în lumea asta, important e să rămânem cu Dumnezeu. Vedeți ce se întâmplă în jurul nostru. Lucrurile nu sunt deloc simple. Scena politică e zguduită în ora actuală, vedeți, în întreaga lume, pentru că Oamenii nu știu ce decizii să ia. De altfel, politicul influențează ceea ce se întâmplă în zilele noastre pe toate planurile. Vedeți, în mod deosebit, economiile sunt zguduite, populațiile diferitelor țări traversează perioade extrem de dificile, mai ales în urma unor crize generate de război. Și crizele astea se amplifică pe zi ce trece. Crize umanitare, crize sociale, crize de tot felul, pe care noi le întâlnim în viața asta de zi cu zi. Și ne întrebăm ce e de făcut. Pentru noi există o soluție. Să privim în Cartea Sfântă, să privim la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor, dacă vreți, a mileniilor chiar și să ne inspirăm din viața unor oameni care au traversat și ei perioade dificile. Dacă privim la Iefta, nu mult știu despre el. Eu țin minte când eram copil, erau învățători din acestea, din scriptură, tot mai des. Înțelegeți? Frații apelau la povestirile acestea istorice, și din ele extrăgeau fel și fel de învățături. Chiar cântările erau bazate pe astfel de texte. În copilăria mea țin minte o cântare care era despre Iefta, despre fica lui Iefta, dragi fetițe tinerele și ăștia care suntem mai de demult, ne aducem aminte de ele. Ca așa au fost. Ei, astăzi îl avem pe Iefta în fața noastră. Ce titlu să dau? Iefta, un erou al credinței. Un erou al credinței. Așa, după cum ați putut observa, primul lucru despre care citim aici este Iefta Galaditul era un om viteaz. Observați? Un om viteaz. Terminologia folosită aici nu e doar de natură militară, ci este vorba de un om cu o reputație deosebită, unul apreciat în comunitate, o personalitate, dacă vreți, responsabilă. E adevărat că reputația asta, din tecția, se poate, dacă vreți, justifica prin succesul lui militar. Pentru că, în prima parte, vedem că el e izgonit din familia asta a acestui galat da, Galad, așa este și numele tatălui său, care, mă rog, l-a avut și el, cum era lumea de atunci, polite, poligamă, cu tot felul de lucruri care se făceau și mai ales în contextul acela generat de neascultarea copilului Israel de Dumnezeu, permițându-și Fel și fel de lucru. O să vedem puțin mai târziu, și despre asta. Ei, aici putem observa că omul ăsta ajunge așa să fie scris despre el, că era vitează. Spuneam că terminologia asta, mă rog, este folosită nu doar în aspectele astea militare, pentru că el, în dreptul lui, se spune ca și în dreptul lui Ghedion, în capitolul 6, versetul 12, când Dumnezeu îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Observați, este același cuvânt ca și aici, în limba ebraică. Apoi, aș vrea să putem observa că omul acesta, el e inclus între eroii credinței, e inclus în lista asta pe care autorul epistolei către evrei o pune înaintea noastră alături de mari personalități. Au fost mulți oameni care au trăit. Și dacă vă uitați în cartea judecător, foarte mulți judecători care au trăit. Ehud, bună nu? Însă nu sunt trecuți. El e trecut aici alături de Avram, Isaac, alături chiar dacă mergem Abel, Enoch, Iacov, Iosif, Moise. Și uite, pe lista asta apare și el, însemnează că Duhul Domnului așa l-a inspirat pe acest scriitor să-l pună și pe el pe lista asta. Și chiar așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu și mulți alții care au făcut lucruri mari. Trei lucruri pe care eu le consider uh, să le reținem trei lucruri importante despre Iefta aș vrea să le pun înaintea noastră. Mai întâi de toate, haideți să privim la profilul acestui om și să observăm ceva. Iefta a trăit în vremuri dificile. Iefta a trăit în vremuri dificile. Când ne uităm la cuvântul Scripturii, putem observa prin această afirmație, vremuri dificile, vremuri rele, vremuri grele, cum vreți dumneavoastră, așa erau vremurile în care trăiește acest om cu lumele de ieftă. Mai întâi, vremurile astea sunt caracterizate de o decădere spirituală. Evrei erau idolatri în vremea respectivă. Dacă ne uităm în capitolul 10, în versetul... 7 în jos, de la 6 în jos, vom citi următoarele cuvinte. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit balilor și astarteilor, Dumnezeilor Siriei, Dumnezeilor Sidonului, Dumnezeilor Moabului, Dumnezeilor fiilor lui Amon și Dumnezeilor Filistenilor și-au părăsit pe Domnul și nu l-au mai slujit. Observat. Și nu l-au mai slujit. O decădere spirituală mare. Și decăderea asta spirituală a dus și o decădere morală și un dezastru social. Țineți cont și uitați-vă în istorie. Asta s-a întâmplat în istoria poporului lui Israel, și de aici putem învăța multe lucruri. Dar dacă vă uitați așa în timp, și sunteți interesați de ce se întâmplă când oamenii nu mai țin cont de legile lui Dumnezeu, când nu țin cont de Dumnezeu, decăderea asta spirituală, decăderea asta când oamenii se îndepărtează de la Dumnezeul viu și adevărat, ei urmează o decădere morală. Și uitați-vă câte nu se întâmplă și înaintea ochilor noștri oamenii când nu mai țin cont de legile lui Dumnezeu, de adevăratul Dumnezeu, își permit să facă fel și fel de lucru. Și moralitatea este, dacă vreți, de foarte multe ori sub orice critică. Ce se întâmplă în Europa, bună oră, când oamenii l-au îndepărtat pe Dumnezeu din viața lor. Te uiți la englezi, te uiți la germani, te uiți la alte popoare care altădată erau port farion în ce privește standardul adevărului. Dar încetul cu încetul au îndepărtat pe Dumnezeu. Și permisivitatea asta a lor i-a dus la o decădere foarte mare. Biserici transformate în zilele noastre în discoteci. Da, în baruri, în locuri de chefuit. Asta se întâmplă. Ziarele vuiesc câteodată, da? Și toate astea se întâmplă sub ochii noștri, pentru că oamenii nu mai țin cont de Dumnezeu și pur și simplu se îndepărtează de Domnul. În Franța ce se întâmplă? Fel și fel de lucru. Și când ne uităm în jurul nostru și oamenii, când oamenii nu mai țin cont de acest cuvânt al lui Dumnezeu, pot să-și permită să facă orice. Așa era în vremea lui Israel. Însă, vedeți dumneavoastră, vremurile astea au fost dificile pe vremea lui Iefta și dificultatea acestor vremuri caracterizate ca vremuri grele, ca vremuri în care situațiile au devenit cu adevărat extrem de grele, Israelul poate fi caracterizat și contextul acesta ne arată că pe lângă faptul că erau idolatri, Dumnezeu îngăduie și în vremuri din astea. Când oamenii fac orice, Dumnezeu îngăduie asupra uh, unui astfel de popor asuprire. Când ne uităm tot în capitolul 10 din Cartea Judecător, pentru că ăsta este contextul în care îl găsim aici pe Efta de la versetul 7, citim. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani, și anume, pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în țara Amoriților, în galad. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strânturare. Era într-o mare strânturare. Întotdeauna. Vedeți, există un timp pe care Dumnezeu îl lasă oamenilor, da? Să vină la El, să-l slujească, să se să trăiască cu El. Dar când oamenii nu țin cont de asta, Dumnezeu îngădui tot felul de situații grele, nenorociri și cât. Vedeți în jurul nostru câte nu se întâmplă. Și cu toate astea, mulți nu țin cont de aceste lucruri. Izraeliții erau familiarizați cu Scriptură, știau lege. Și când au văzut că deja, exact cum spunem noi, cuțitul a ajuns la os, versetul acesta 10 spune, 10 cu 10, copilul Israel au strigat către Domnul și au zis, am păcătuit, Împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit baalilor. Observați, ei deja căutau să ceară milă în durarea lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite peste amoniți. Tot cei care citiți Biblia, știți că amoniții sunt menționați chiar în Geneza. Ei se trag din lot. Și observați, după an și ani, se întâmplă ceva. Amoniții devin dușmanii poporului lui Israel. Astea le putem observa aici, în contextul acesta. Deci, rețineți primul lucru: Iefta a trăit în vremuri dificile, vremurile dificile caracterizate de faptul că israeliți erau idolatri, apoi israeliți erau apăsați a dacă vreți, de amoniți, și un lucru e că în astfel de vremuri izraeliții rămân fără un conducător, fără cineva care să fie în fruntea lor. Observați, aici nu s-a găsit nimeni să meargă în fruntea lor. Observați, e o adevărată criză de conducători. E greu să găsești pe cineva Într-o vreme de idolatrie, într-o vreme de călcare flagrantă a Cuvântului lui Dumnezeu. Asta e contextul în care îl vedem pe Efta. Vremea în care trăiește El. Ce putem noi învăța de aici este că vremurile de multe ori se asemănă. Și noi trăim vremuri caracterizate de vedeți. Tot felul de lucruri, de o idolatrie, poate mai rar întâlnită. Oamenii au ajuns să-și facă idol din fel și fel de lucruri. Ajung să fie biruiți de fel și fel de lucruri care de, le acaparează timpul, le consumă energiile și așa mai departe. De multe ori, oamenii ajung, datorită îndepărtării de Dumnezeu, în impasuri, în situații deosebit, se uită în stânga, se uită în dreapta, ar dori ceva izbăvire, dar vedem și noi, de multe ori caută oamenii conducători în cine să-și pună nădejdea, cine să le rezolve problemele, să crească, cum zic, pinzia și câte altele. Și numai din toate ei cu mâini. De aici putem să învățăm ceva că e de mare importanță pentru noi să rămânem aproape de Domnul și națiunile ar fi bine să stea aproape de Dumnezeu și să-L caute pe El. Însă, vedem că istoria se repetă și tot mai mulți oameni în zilele noastre se depărtează de Dumnezeu. Cu toate astea, vedeți, în fiecare vreme, Dumnezeu totuși a avut oameni care și-au dat seama de situația în care se găseau și-au chemat pe Domnul. Au strigat către Domnul și ăsta este un lucru important. Măcar, cum se zice, în ultimul ceas să te trezești și să ceri ajutorul și mila lui Dumnezeu. Măcar în ultimul ceas e bine când oamenii se smeresc înaintea lui Dumnezeu recunoscându-i a tot puternicia lui. Facă Domnul ca și țara noastră și Europa să recunosc acest lucru care nevoie mai mult ca ori și când de Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru. Când vorbim despre Iefta, ceea ce putem observa este că Iefta a fost un om folosit de Dumnezeu. A trăit în vremuri dificile, în vremuri grele, însă al doilea lucru este că Iefta a fost folosit de Dumnezeu în vremuri dificile. Observați, dacă vremurile erau așa de dificile, în astfel de vremuri, Dumnezeu găsește oameni pe care îi folosești. Și tu poți fi un astfel de -o. Și poți fi folosit, poate, la locul de muncă, poți fi folosit în familie, poți fi folosit între vecini, în neamul tău și așa mai departe. Chiar în vremurile alea dificile, Dumnezeu se poate folosi. De, tine. de Gedeon. Observați, Dumnezeu se folosește. El e omul ales de Dumnezeu să conducă Israelul la biruință împotriva vrăjmașilor. Ce este interesant e că el e omul acela pe care Dumnezeu îl folosește în vremurile astea dificile și dacă te uiți la istoria lui. Poți înțelege ceva că a fost un om izgonit de frații săi. Versetul 2 ne spune ceva interesant, da? Nevasta lui Galadia a născut fi care făcându-se mare au izgonit pe Iefta și au zis, tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Dacă stai și te gândești, el n-a fost izgonit datorită, știu eu, fa o sau umilințe pe care familia a vrut să arate lui. Nu. Motivul era clar. Moștenirea. Observați aici ce spune. Nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru. Asta a fost motivul. Și E a dat la o parte. Câte probleme, câte conflicte nu apar, mai ales pe temeiul ăsta cu moștenirile, nu? Sunt oameni care stau în tribunale zeci și zeci de ani. Frați, surori, rude apropiate care, datorită unei bucăți de pământ, nu se pot împăca de ce la unul mai mult, de ce la altul mai puțin și poate, eu știam cazuri din astea și au putut cumpăra, poate, cel puțin cinci locuri din alea cum le aveau, însă ambiția nu i-a lăsat pentru că fiecare a vrut, scuzați-mi expresia, să-și arate mușchii. Și asta este. Și asta se întâmplă. Ce e interesant la EFTA, că nu opune rezistență și o să duce. Să duce omul ăsta. Însă, vedeți, întotdeauna Dumnezeu poate să lucreze cu oameni care poate nu sunt chiar așa cotați bine, nu era așa de bine cotat ca și ceilalți. Însă, Dumnezeu lucrează prin acest om. Observați, nașterea lui n-au fost până la urmă un handicap ca Dumnezeu să-l poată folosi și el să devină un slujitor al lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu alege oameni neînsemnați și chiar detestați de seminii lor ca să se folosească de ei. Nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu. El poate folosi și astfel de oameni care erau mici la un moment dat în ochii celor din jur, Însă Dumnezeu schimbă vremurile, schimbă împrejurările, cum zice Biblia, ridică pe cei smeriți, doboară pe cei mândri și îl folosește Dumnezeu pe acest om. Ce îmi place mie la el este că aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu manifestată în viața unui om, ai putea spunea nimănui și Dumnezeu îl ia de acolo și îl folosește. Vedeți? De multe ori face Dumnezeu asta. Eram împreună cu fratele Todoran, cu fratele Marius Sturza, cu Dialog, cu Sami, fratele Vanciu, cine a mai fost fratele Bonte, câțiva slujitori, și ne-am dus undeva în Ucraina, și am putut să văd acolo modul cum folosește unul, Când ne-a povestit el viața lui, la 15 ani, omul ăsta, având părinții amândoi în închisoare, și spunea că în spatele lui, dacă aduna câți ani de închisoare, aveau părinții, ceva bunici, rude, vreo 102 ani de închisoare. Și rămăsese un adolescent de 15 ani cu o bunică ce căzuse la pat bolnavă. În comă, care se îndrepta cu pași repe spre moarte. Și tânărul ăsta, adolescentul ăsta, s-a dus în pădure, el ne-a povestit, e și un regist, s dus într-o pădure și așa cum a știut să se roage, a strigat către Dumnezeu și a zis, dacă o vindești pe bunica, o să te slujesc pe tine. Dacă nu o vindești, mă fac bandit. Mă înțelegeți? Așa, foarte radical. L-am văzut. Eu nu rămân așa de impresionat rapid de ceva, mă înțelegeți? Eu am văzut multe la viața mea. Blad. Însă, omul ăsta din Ucraina, din uh, orașul Boreslav, m-a impresionat enorm de mult cu lucrarea pe care o face el acolo. Eu auzisem despre el, eu știam, m-am pornit de câteva ore, însă cum zece apostolul Pavel, na, fă piedici, ce să faci, n-am putut ajunge și în sfârșit am ajuns acolo luni, a trecut o săptămână. Și am putut să-l văd, un om care se ocupă de drogați, de oameni de la marginea societății, o lucrare pe care Dumnezeu o face prin el la 43 de ani, rămâi uimit de ce a putut realiza și de ce se întâmplă acolo. Vreo sută de refugiați pe care el îi îngrijește cu două centre. Femei și în alt centru bărbați cu tot felul de situații, nu? cu adicțiile astea, nu? Da? droguri și tot ce vreți. Oameni care te uiți pe fețele lor și când discutam așa și mă uitam la ei, unii au fost în pușcărie, Apoi am văzut ce lucrare face el acolo și la un moment dat l-am întrebat, bun, și cu cine face? Ce cu ăștia? Și când mi-a arătat, mă uitam așa la ei și Dumnezeu îi folosește, observați, înțelegeți. De, multe, de ori nu mă gândeam eu să vă spun așa ceva în seara asta, însă când m-am uitat la pasajul ăsta, da? Mi-am adus aminte, nu, ce v-am mai spus, dar mi-am adus aminte, dintr-un nimeni, Dumnezeu ridică și face lucruri, cum zic moroșenii, de se miră, nu numai satul și orașul, că se miră o lume. Da? Ei, asta, asta e, face Dumnezeu, asemenea lucrări. Ei, aș vrea să observați aici că Dumnezeu așa lucrează cu Iefta. Poate ne vom întreba, bun, dar cum s-a putut întâmpla așa ceva? Ei, observați când îi se propune lui slujba asta, de conducător, să meargă el în fruntea lor, aici e secretul. Aici e cheia. Când te uiți la atitudinea lui Ieftă. El dă clasă aici, dacă vreți. Multor oameni din, din vremea respectivă. Și auziți ce spune el aici în cuvântul Scripturii. În versetul 9, citim și 8. Hai să citim de la șase, să reținem tot exact. Ei au zis lui Iefta, vină de fică pe tenea noastră și să batem pe fiul lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului, nu m-ați urât voi? Și nu m-ați zgonit din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți la strâmbtorare? Bătrânii Galadului au zis lui Efta: ne întorcem la tine acum ca să mergi cu noi să bați pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Iefta a răspuns bătrânilor Galadului. Dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon, și observați aici, versetul ăsta, versetul 9 din judecător 11. Și dacă Domnul îi va da înaintea mea, și dacă Domnul îi va da înainte. Mi-a observat, ăsta e secret. El înțelege ceva. Poate că s-a remarcat în acte de viteji. Posibil, că asta revine, făcea incursiuni. Omul avea ceva la activ, că nu l-au luat așa numai gata. Însă observa ceva aici. Omul ăsta înțelege ceva e chemat pentru o misiune importantă, o misiune dificilă, dar nu vine, lasă să zică, vedeți ce le fac eu lor, vedeți ce bătaie le dau eu, rezolv eu problemele astea. Da. Observați aici, dacă Domnul îi va da înaintea mea, câți în lumea asta nu pornesc? În diferite lucruri încercând să arate ce pot să facă ei. Și pe cât noi am auzit, inclusiv în slujirea asta, spirituală, fie pastor, fie prezbiter, fie diacră, mă uit așa de multe ori la oameni tineri, care, vă mă rog, au multă energie, multe planuri, multe visi, să vezi ce fac eu, să vezi ce rezolv eu. Și de multe ori, iese mare un mare zero. Știți de ce? Că e problemă când e, e problemă când tu-ți arogi niște merite și dorești să faci ceva scoțându-l din ecuație pe Dumnezeu. Ăsta e secretul, aici, aici dacă vreți este uh, punctul acela de unde pleacă iefta și devine erou al credinței. Ăsta e momentul când zice, dacă Domnul, când nu-i Domnul e o problemă. Dacă va voi Domnul, atunci vor fi lucrurile într-un trend ascendent. Dacă nu-i Domnul, totul poate să fie doar o nimică tot. De ce frați și surori, dacă putem învăța aici, trebuie să învățăm de la Efta. Că omul acesta devine un erou al credinței. Pentru că în vremuri dificile, în situații critice, omul acesta înțelege ceva, că nu el, ci doar Dumnezeu prin el poate să facă lucruri mari. Doar dacă Dumnezeu binecuvântă, atunci putem reuși. Câți nu pornesc? În viața asta de zi, că zice, las că o să fac eu asta, o să fac eu asta, o să rezolv eu asta. Dar dacă scumpul meu, îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, așteaptă-te la eșec. Când îl ai pe Dumnezeu, cu Domnul, cum spune Biblia, vom face mari isprăvi. Domne, ajută-ne la aceasta. Ce pot observa aici este că el a fost un om care și-a pus încrederea în Dumnezeu. Vorbește de Dumnezeu, e convins că el poate da biruință. Și ține cont de Dumnezeu, da? El are o încredere totală în Dumnezeu. Și asta îl califică pe acest om să meargă mai departe și să reporteze o mare victorie împotriva amoniților. Ce îmi place încă la omul ăsta care e folosit de Dumnezeu este că nu se avântă așa dintr-o dată. Surprinzător, chiar dacă el e pus în fruntea acestei națiuni, în primul rând, primul rând, acolo la Galaad și apoi trebuie să reprezinte Israelul, da? Omul ăsta mai întâi de toate caută pace. zici că el era de la ONU. Observați? Dacă vă uitați de la 3, versetul 12 în jos, încerc să citesc, mult și la timp să mă încadrez, spune așa, Iefta a trimis în împăratului fiilor lui Amon, ca să-i spună ce ai cu mine de vin împotriva mea să faci război împotriva țării mele. Și împăratul filor lui Amon a răspuns solilor lui Efta, pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea și așa mai departe. Versetul 14, observați, insistă pentru pace. Efta trimis iarăși sol împăratului lui Amon. Să-i spună, așa vorbește Efta. Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara filului Amon. Și e, explică el aici tot ce s-a întâmplat. Vă rog să citiți acasă. E, argumentează foarte bine situația aceasta. Și la un moment dat, aici, cuvântul Scripturii, spune: Nu te-am supărat deloc. Și rău, te-ai purtat cu mine. Făcându-mi război, Domnul să judece lucrul acesta, și el să fie astăzi judecător între fii lui Israel și fiul lui Amon, versetul 27. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care a trimis Efta să-i le spună. Observați, aici se poate vedea un om de mare clasă. Un om care a făcut tot ce a putut, însă în să rezolve problema. Amiabil, căutând pace, însă când n-a mai fost nicio cale, atunci, vedeți, se întâmplă lucrurile. Acestea, când el reportează o victorie asupra fiilor lui Amon. Amă, nu o să mai merg pe partea asta. A, vedem aici, tot citim. Eu vă invit să citiți acasă, în modul în care Dumnezeu dă izbăvire, însă el face o juruință aici. Și în al treilea rând aș vrea un pic să ne e, uităm la juruința pe care o face. Și aș spune, Iefta, un om care și-a împlinit juruința. Un om care și-a împlinit juruința. E drept că am putea să spunem că a făcut o juruință neînțeleaptă. În versetul 30 și 31 el spune așa. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis, dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Iefta a pornit împotriva fiului lui Amon și Domnul a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o mare înfrângere de la arore ier, până spre minit, loc care cuprindea 20 de cetăți și până la Abel Keramim. Și fiul lui Amon au fost meriți înaintea copiilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa. Și vom observat. Și iată că fiica sa i-a ieșit înainte cu timpani și jocuri. Ea era singurul lui copil. N-avea fi și n nici altă cum a văzut el și a hainele și a zis, ah, fata mea, adânc mă lovești și mă turbur. Am făcut o juruință și nu o pot întoarce. Ea i-a zis, tată, ai făcut o juruință, Domnului, făm potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură. Acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiul lui Amon. Și ea a zis tatălui său, atât îngăduim, lasă-mă slobodă două luni ca să mă duc să mă cobor în munți, și să-mi plâng fecioria cu tovarășele și de El a răspuns dut și a lăsat o slobă de două luni. Ea s-a dus cu tovarășele și ei și și-a plâns, plâns fecioria pe munți. După cele două luni s-a întors la tatăl ei, el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat de atunci, s-a făcut în Israel obiceiul, ca în toți anii fetele lui Israel se duc să prezmească pe fica lui Iefta Galaditul patru zile pe an. Ce întrebare aveți acum? Până la urmă. Hă? Ce s-a întâmplat? Asta e una din marile întrebări. Ați găsit ce s-a întâmplat? Nu scrie. Nu scrie. Există două ipoteze. Unii zic că a adus o cardere. Ca da? De tot. Și ce ziceți? S-a putut întâmpla asta. În Biblie spune foarte clar că Dumnezeu nu îngăduia, va condamna că moabiții în cinstea lui Moloch își sacrificau fii. Arderea de tot o aduceau preoții. Preoții, se pune întrebarea, ar fi putut ei să ardă? Că doar în toate jertfele pe care le aduceau ei erau doar berbeci, miei, oi, viței, porumbei și așa mai departe. În niciun caz sacrificiu uman. Asta este una din marile întrebări care îi frământă pe mulți. Oricum, cercetătorii și comentatorii scripturii se împart în două. Unii ar fi de părere că totuși, da, s-ar fi întâmplat și asta, însă intră în contradicție. Aduceți-vă aminte că s-a mai întâmplat odată în istoria lui Israel, da? Vă aduceți aminte că în istoria lui Israel ni se arată că la un moment dat trebuia să aducă a păcătuit fiul lui Saul, Iorata, când a la da? Era o situație, i s-au luminat ochii, s-a tras sorțul și în capitolul 14 din 1 Samuel, Ni se spune aici că poporul a intervenit în vremea respectivă, da? Ionatan era în primejdie, nu știa de jurământul pe care îl pusese tatăl său pe poporul, și-a întins toiagul, da? Și în momentul respectiv era o situație cumplită, da? Însă când se întâmplă acest lucru, poporul a zis lui Saul, ce să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire, resetul 4 și niciodată. Viu e Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta astfel, poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Deci chiar dacă faci o asemenea jurință, observa ce s-a întâmplat. Dacă mă cereți părerea, și eu trebuie să vă spun, e că eu nu, și Biblia nu spune, nu cred că ea a fost arsă, pentru că ar fi intrat într-o contradicție totală cu ce scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Explicația poate să fie că ea și-a sărbătorit, dacă vreți, a sărbătorit acele zile și ea nu s-a mai măritat. A fost dedicată la cortul acela al întâlnirii, erau și anumite slujbe care le puteau face chiar și femeia, nu s-a mai măritat și durerea cea mai mare care a fost pentru acest om, pentru Iefta, că el n-a mai avut alți copii, n-a mai avut urmași și aici se încheie totul. Asta ar fi explicația, pentru că altfel vă dați seama ce s-ar fi întâmplat și nu avem niciun caz decât, cum am zis, la Moloch, se aduceau copii. Există în Ierusalim o anumită vale, Valea Hinom, acolo se mai aduceau, se jertfeau copii în cinstea Dumnezeului lor. Aici am putea spune, se încheie istoria acestui om cu numele de Iefta. Doresc Dumnezeu Sfântul să aducă multă lumină în sufletele noastre. Amin. Și să ne ajute să putem înțelege ceva. Într-o vreme grea, într-o vreme de restriște, într-o vreme cu mare decădere spirituală, într-o vreme de apăsare a poporului, într-o vreme în care era o mare lipsă de conducători, Dumnezeu ridică un conducător. Și conducătorul ăsta se remarcă în mod deosebit pe faptul că și de era izgonit, și de nu era băgat în seamă și de oamenii nu vreau, doreau frații lui să aibă parte de o moștenire, Dumnezeu alege un astfel de eu și îl pune în frunt, se folosește de el, dar ceea ce îl face erou al credinței este că el își pune încrederea în Dumnezeu. Nu merge să spună, ați văzut pe am bătut eu, ați văzut ce vitează am fost eu până acum, ați văzut ce realizări am eu până acum, Cred că merit să mă puneți conducător, nu? El zice, dacă Domnul va da, atunci lucrurile se vor rezolva. Domne, ajută-ne să fim și noi astfel de oameni. Amin! Amin.